Dodon, dacă el n-a să aibă și vinde după prezidențiale, nici rușilor și nici pasului. Că rușii sunt delicat, dar pasul e aici alături. Înțelegi, Gheorghe? De asta el azi, ca fiind candidat, care e comod pentru Maia Sandu, li convenabil lui Maia Iaramuș, cu loc, niculoc, să-l tochească în turul 2, înțelegi? И я ж координязую месажли бини мерси. Плохо... До нас лупта ку Майя Санду фикса же кум лупта ку плохотник петимпур. Ровно все еще Луис Пермити. Адика абсолют, абсолют не миг. Шо пост воспуну лукру. Сведет еще раз ворота с фака до Дон. Цемить ка не реал, только Россия, только Таможенный Союз. Дом и пасть, потому что кампиной не скос день налезет. Опяка до Дон нас вогнен слава факту, кел не гоча за тот эксклюдер, а еще не вай день налезет. Cum a făcut-o cu noi, pe timpul lui Plahotniuc, în 2014. Socialiști aveau să iei numai vor șase mandate, dar și nu scos. Pe noi și-au luat vreo 25. El astăzi s-a ajuns la faptul că după atâția ani de ușigani unul în altul s-a împăcat cu același Voronin, dar și mizerie i-a pregătit el lui Voronin personală pentru alegerile prezidențiale. Căruși, nici dași nici rușine să vorbesc pe tema asta. Eu pot să-i spun domnului Voronin cu tătă dragostea mea față de dânsul și a lui față de mine, știi? Da, eu public în Voronin a făcut lucruri bune în primul mandat, eu despre asta am vorbit, vorbesc și o să vorbesc. Când s-a legat cu Michidot și a mai făcut el și a făcut și vânușdina svadba asta, că eu rușă, eu le-a făcut nunta cu Dodon și a făcut dintr-un și bloc, eu astăzi, eu nu pot, nu și fel de bloc, și fel de parteneriat, că înțelegi cum, Gheorghe, Voronin l-a crescut pe Dodon. Că Dodon pe urmă a luat rubli, s-a vândut atunci că se votează pentru Timofti, e altă istorie. Dar Voronin azi este un om care are peste 80 de ani și tu poți să-i faci Dodon combinație lui Usatăi, lui Filat, lui Maia Sandu, lui Chicu, nu, căruci. Dar să-i faci combinație lui acel care cumva te-a iertat, dar și dacă l-a rugat rușă. E, așa predatele cum ești tu, și pentru niște sute de mii atunci ei făcut voturi lui Timofti, ok. Dar astăzi el n-are drept moral să facă Dodon contra lui Voronin și aici o făcut el deja. Nu, nu vrea să fac, dar deja o făcut. Despre ce vorbiți dumneavoastră? Despre participarea lui Voronin la prezidențiale. Dacă domnul Voronin a să vrea lui personal să-i spun, asta e activ, adică eu nu vreau chestia asta public să o discut.